Reclamă de 100 de euro pentru morți. Nu este nicio glumă, este un lucru cât se poate de serios. Din ce se mai fac bani la Botoșani, vedeți la știrile nopții. Elicopterul Smurd a aterizat astăzi la poligonul ACR pentru o nouă urgență medicală. Detalii despre caz vă dăm în jurnalul orei 21. Un eveniment deosebit a marcat seara zilei de joi. Zeci de oficialități din municipiu au aglomerat un hotel din Botoșani pentru a lua parte la Suflet pentru Suflet, amănunte la ora 21.